Salut, eu sunt Gicu, un prieten în comentarii m-a rugat să fac un video despre kiwi. E bine, și eu sunt aici, în curte, la mine am un kiwi pe care l-am cumpărat din vara anul trecut, 2020, și e un soi rezistent la gel. Super, iată, a trecut iarna și uitați-vă cum a pornit la crescut. Se agață bine. Îmi pare bine, soiul se numește kiwi de desert, Actindia arguta, îi se mai spune și mini kiwi, frumos, și după câte am înțeles, e un soi autofertil și nu trebuie mascul femelă ca să înflorească, dar oricum vom vedea. A pornit foarte rapid de aici, am pus acest harag și se suie pe el. Îmi pare bine că a trecut iarna, rezistă până la minus 30. Nici nu l-am protejat deloc. Super! L-am cumpărat în vara trecută cu 5 euro. Am găsit. Îmi pare bine că l-am găsit. Și vom vedea cât de mult va crește până în toamnă, până va da frigul. Uitați-vă cât de rapid crește. Astăzi era acest vârf, era mai în jos. El tot așa crește în sus. Curând va fi la acest semn. Iată. Foarte rapid a crescut. Deja, iată frunzulețe noi. Să știi că e original din Japonia și poate să crească până la 14 metri. Așa arată mai aproape la frunze. Super! Îi place să stea în plin soare, dar la mine aici nu e chiar soare toată ziua. Dimineața nu-i soare, demiaza este până la vreo 3 și apoi acum e seara, e vreo 5, aproape 6 seara, soare nu-i, dar e ok, îi place și locul unde este umbră. Și înflorește după 15 mai, vom vedea dacă va înflori la anul, dar încă e mic. Totuși l-am cumpărat lemnificat și va crește, vom vedea cât de mult se va agăța de gard. Hai să vă arăt. Iată, pe haragul acesta va crește rapid până aici, după care îl voi îndrepta cumva spre gard și iată, va crește aici mult, peste tot gardul ăsta, eu zic, îi voi da voie. Va fi frumos. Iarna 2021 a fost friguroasă, a fost vreo minus 20 de grade, a rezistat fără protecție. Și fructele lui sunt fără puf. Asta nu-i tot, au mai germinat niște plantuțe de kiwi pe care le am. Câteva zeci de ghivece, hai să vă arăt. Iată, aceștia au germinat, îmi pare bine și uitați-vă cât sunt. Care mai slab, care și cum. Sper să se dezvolte. E kiwi obișnuit de la market. Am mai avut în trecut asemenea kiwi, dar l-am pierdut. Și poate din aceștia s-au nimerit femelă și mascul, dar nu sunt sigur. Vom vedea în viitor, îi vor crește. Apoi până vor fi lemnificați, trebuie să așteptăm mult timp. Și pe urmă îi voi trece în pământ direct să reziste la ger. Dar sper să reziste până atunci, să crească bine. Nu știu dacă dintre aceștia cât se vor prinde. Voi vedea, văd că acesta e mai frumos. A pornit binișor, mai sunt, iată, acesta, restul așa mai slăbus, dar oricum trebuie să îi udăm la timp și totul va fi bine, eu cred. După cum observ, acesta a pornit bine, asta e, hai să vă arăt așa un pic. Normal. Vom vedea evoluția oricum. Și cam atât pentru acest video, sper că v-au plăcut plantele mele de kiwi și acea din curte și aceștia germinați. Vă mulțumesc pentru vizionarea până la capăt, asta înseamnă mult pentru canalul meu. Abonați-vă, activați clopoțelul,
să vă vină notificări când postez câte un video nou și vă zic mai frumoasă, dacă doriți, abonați-vă și la canalul meu de fotografie. Numai bine pe data viitoare!